Pentru mine, vila, palatul sau muzeul de artă sunt genuri inaccesibile. Nu neapărat inaccesibile mie personal, pentru că muzeul de artă este una din marile cucerire ale laicității republicane de la Revoluția franceză încoace și avem toți acces contra unui bilet într-un muzeu de artă și ne putem închipui în clipele de absență chiar proprietarii lui, mai ales dacă avem locuri, autori, pânze care ne atrag mai mult decât în mod obișnuit. Pentru mine, nici vila, nici palatul, nici muzeul de artă nu este clădirea în care mi-ar place să trăiesc, ci doar locuința. Deci locuința, mi se pare că aici avem de-a face cu noțiunea cea mai potrivită, pentru mine în orice caz. Ea poate fi și vila, și palatul, și muzeul de artă, în măsura în care pot și mai ales reușesc să o locuiesc. Acasă. Acasă este, cumva, mă ajută aici de răspunsul la prima întrebare. Acasă este locul unde sunt cel mai aproape de datele mele cele mai importante. Acasă, în limba română, are o oarecare apropiere sau sugerează casa, cum se sugerează locuința, sugerează locul familiei. Pentru germani, de exemplu, acasă înseamnă Heimat și Zuhause, ca să zic așa, adică acasă, în casa ta, dar Heimat, die Heimat este așezarea, sălașul. Aș prefera să înțeleg prin întrebarea dumneavoastră acasă ca o bârșie a ființei. Nu vreau să fac pe filozoful neapărat, dar Obârșia este locul unde te naști, la Sibiu, în cazul meu, la, nu știu ce, București, poate în cazul dumneavoastră, sau Galați. Însă sălașul, locul tău, mai exact, depășește pe acasă și poate fi acolo unde te simți bine. Eu, de exemplu, acasă, nu vreau să parafrazez pe nimeni, mă simt mai ales pe drum. Acolo mă regăsesc cel mai bine, pe drumul dintre Sibiu și Cluj, pe drumul dintre București și Sibiu, pe drumul dintre Sibiu și München și Köln, între Köln și Paris, între Washington și Philadelphia, între Boston și New York. Sunt, să zic așa, drumuri la propriu, pentru că pe aceste drumuri am călcat de multe ori și mă simt foarte bine de câte ori. Mă regăsesc pe aceste drumuri, pentru că mi-aduc aminte de mine însumi în cea mai bună dintre fazele ființei mele, iar pe de altă parte, nu e vorba numai de drumul, autostrada, highway și așa mai departe, e vorba și de un drum figurativ, de sinteză între locuri. Adică îmi place ceva, o așezare într-un cartier liniștit din secolul XIX, ceva între Philadelphia și Boston sau Münchenul și Kölnul, pentru mine sunt cele două puncte, unul al germanității sudice, altul al germanității occidentale, vestice, nordice, și între aceste două poluri mă simt foarte bine. Sau între București și Sibiu mă regăsesc ca român, pentru că Sibiu este locul care ține de culturalizarea mea, socializarea mea, copil, tânăr și o anumită opțiune culturală sau topo-culturală, pe când București e locul unde nu sunt doar obligat să trăiesc, ca într-un domiciliu forțat, ci și îmi place să trăiesc, pentru că descoper de fiecare dată aici o dimensiune, să zicem, răsăriteană, sudică, orientală, care împreună cu ce știu eu din alte părți se împletește și stau în mijlocul punctelor cardinale. Am o bibliotecă la care țin foarte mult. O bibliotecă formată în timp, adunată în ani, din mai multe limbi, mai multe culturi, pe care o completez tot timpul. Biblioteca pentru mine este un loc poate anacronic, pentru că nu mai este neapărat centrul universului, o bibliotecă. Poziția în fața unui computer cu toate legăturile online e mai, nu? E mai Da. centrală astăzi, în mod operativ. Dar biblioteca pentru mine este o formă de identificare cu ceea ce contează cu adevărat.
este o colecție, o colecție Pleiad, cu piesele lui Portodel, cărțile, jurnalele Marilor Scriitori Germani, emisiile de inteligență ale politologilor americani și așa mai departe. Mă ajută să-mi confirm, ca să zic așa, trecerea prin timp. O bibliotecă nu se citește de la A la Z, o bibliotecă este ca un aer pe care, în momentul în care nu-l mai ai, îl resimți, în sensul că te sufoci. De-abia atunci știi că, de fapt, te ocupai cu respiratul. Dacă n-aș avea biblioteca sau mi se întâmplă să lipsesc mult de lângă ea, simt că e ceva în regulă. În afară de faptul că e un loc cu referente, cu referențiale, știi unde găsești ce, chiar dacă n-ai ajuns că să citești niciodată locul acela sau cartea aceea. În bibliotecă am și hărți, Arta Transilvaniei, din viziunea Vienei, în secolul XVIII, unde locul, unde la granița Transilvaniei, de exemplu, unde Moldova și Valahia, sunt niște pete albe. Asta mă amuză foarte mult, pentru că se termina lumea odată cu Sibiu și cu Brașovul și cu, mă rog. Iar dincolo erau pete albe, nu interesa. Pe când am o artă rusească, țaristă, din secolul XIX, unde dincolo de Moldova și de Valahia, unde scria Turcia Europei, urmează iarăși o pată albă. Deci pentru ruși, ruso-turci, Transilvania și Habsburgii nu mai făceau parte din lumea lor. Asta mi se pare nu timp de tot, din când în când. Mă gândesc ce pete albe avem noi unii față de alții sau unii față de alte locuri. Care... În ce fel de spații vă simțiți mai bine? N-am nici o inclinație sau pentru decorul minimalist sau pentru mobilierul din lemn masiv. Nu absolutizez nici unul, nici pe unul, nici pe celălalt. Dar pentru că decorul minimalist nu este o opțiune de exclusivitate, ci mai degrabă de diminuare, aș prefera decorul minimalist în detrimentele pe care le găsesc de cuvință și care pentru altcineva s-ar putea confunda cu un decor baroc sau rococo. Pentru mine doar minimalist. Cum descrieți biroul dumneavoastră? Păi v-am mai spus. Este locul în care îmi stabilesc un fel de legături personale, reale, cu ceea ce cred eu că este mai important. Am obiecte interesante, o colecție de cești de ceai din Irak, pe care le-am primit de la Institutul Externe al Brigadei Post Saddam. Am tot felul de lucrușoare mici pe care le-am adunat din lucruri din perimările mele în mai multe țări și în mai multe epoci, cu cutiuțe de furniri de-astea, Biedermeier din Austria, Germania, Transilvania. Am hărțile și bineînțeles că în biroul meu sunt și cărți.